domnului Stoc din zona energiei și a mineritului. Bună ziua, Doamne ajută! Vă aduc mesajul de solidaritate de la Hunedoara, de la colegii dumneavoastră din cartel Alfa. Dacă colegii care au vorbit înaintea mea s-au referit la polițiști, la sănătate, la sistemul de asistență socială, eu mă voi referi puțin la sistemul energetic național, fiind ultimul bastion al independenței României în fața celorlalte state. Vreau să vă readuc aminte că pe data de 8 ianuarie 2021 am avut prima pană generală de curent în nord-vestul țării și nu întâmplător și caravana de la caravana noastră, caravana cartelului Alfa, caravana dreptății sociale, a început tot din nord-vestul țării. Pentru a nu ajunge să stingem lumina în toată România, va trebui să îi trezim pe acești guvernanți să legifereze și în interesul României, pentru că independența energetică a României permite păstrarea independenței statului român. Fără sector energetic nu putem dezvolta economie.